Din nou în direct, doamnelor și domnilor, continuă ediția Maraton aici la România TV. Alături de mine de această dată Victor Ponta, fost lider al Partidului Social Democrat și astăzi cu multe dezvoluiri din culisele acestui partid. Domnule Ponta, cu siguranță că pentru mulți a fost o surpriză faptul că această scrisoare invocată de mai bine de o săptămână există în realitate și este semnată de 3 vicepreședinți ai Partidului Social Democrat. Doamna Firea, prezentă mai devreme, a spus foarte tranșant ce îi reproșează liderului PSD. Ce se întâmplă acolo? Ce informații aveți? În primul rând, bună seara, mulțumesc de invitație. Nu e un moment de bucurie, în mod special. Nu contează în ce tabără ești, pro sau anti-Dragnea. Și nu e un moment de bucurie din două motive. Unu, după criza aceea care ne-a marcat tuturor viața din 2010-2011, România din 2012 a mers totuși economic, social, într-o direcție relativ bună și ultima perioadă și certurile care vor urma acum, iată, vineri, nu fac decât să ne întoarcă în timp. Acum, sigur, și ca om care n-am făcut politică decât în PSD de 15 ani, am fost și la tineret și lider și membru simplu și am pus suflet acolo și l-am în continuare. În 2016 am făcut campanie și eu și doamna Firea. Mi-am adus aminte văzând-o, întâlnindu-ne aici, că pe pliantele PSD-ului din toată țara era și poza domnului Dragnea, poza mea și poza doamnei Firea. Au făcut campanie doamna Andronescu, domnul Bănicioiu, domnul Grindeanu sau Tudose. Mai mult, județele unde s-au obținut scoruri mari sunt ale liderilor care azi au semnat acel apel. Olt, Dâmbovița, Giurgiu. Deci e un efort colectiv. Giurgiu, domnul Bădălău și dânse. Da, am văzut declarația domniei sale. E un efort colectiv. Este foarte mare păcat că din motive strict personale, nu politice, nu a intervenit o catastrofă, nu a venit o nouă criză mondială. Din motive strict personale, lucrurile merg prost, merg înapoi. Guvernarea nu merge și probabil că dacă vineri nu se soluționează cumva, lucrurile va merge și mai prost. Lucruri importante nu sunt rezolvate. De ce nu merge? Pentru că doamna Firea, cu siguranță, ne-a și precizat de la început. O să asta am hotărât direct să spunem public. Nu o să vă dau mai multe detalii decât după ce se întâmplă. După eu știam de acest demers, dar de eu n-am obligații. De ce nu merge guvernarea, să înțelegem? Adică domnul, sunt să vă oameni prost pregătiți, oameni pus execute lucruri. Sunt și oameni adică prost pregătiți. Să-i manipulare. Decizia, deci eu am lucrat în 3 guverne și pe unul l-am condus. Decizia nu se ia ca într-un guvern normal. Nu decide doamna Dăncilă, după aceea domnul X ministru sau doamna X ministru. Decizia se ia de către domnul Dragnea la propunerea nu a primului ministru, ci a domnului Vâlcov sau a nu știu cărui alt consilier. Nu pot să funcționeze lucrurile astea. Toată lumea stă și așteaptă la Parlament. De exemplu, noi nu știm niciodată când votăm o lege. Că toată lumea așteaptă, domnule, să vedem când zice domnul Dragnea să votăm. La guvern nu știm când adoptăm o decizie. Nimeni nu știe când sau nu. Și atunci e bătălia asta cumva să nu-l supărăm pe domnul Dragnea că ne schimbă. Că iată, l-a schimbat pe Grindeanu, l-a schimbat pe Tudose. Ne poate schimba și pe noi. E un mecanism, guvernarea unei țări, este un mecanism care are nevoie de respectarea unor reguli. Aceste reguli s-au încălcat. Și avem în acest moment un blocaj pe care îl plătim cu toții. Nu știm exact cum va fi codul fiscal, nu știm cum va fi legea pensiilor, nu știm cum vom ne asigura președinția Uniunii Europene, pentru că totul depinde de un om. Nu se poate. Nu se putea nici în 89, când era societatea altfel, nu erau telefoane, internet și așa mai departe. Nici atunci nu putea să decidă totul un om. Bine sau rău, nu despre asta discutăm. Trebuie să lași niște mecanisme instituționale. Și mai e ceva și cu asta închei. Nu poți să trăiești tot timpul un conflict. Te bați cu statul paralel. Nu știu cine e statul ăla paralel, că dacă e vorba de Chiovici și de Maior, de Coldea, de domnul Dragnea, a fost prieten cu ei. Te bați cu Iohannis. Eu vă spun ca om care am fost premier cu Băsescu. Dom'le, cu Băsescu era de luptă. Iohannis apare, dispare, nici nu știm unde e, ce face, nu știu cu ce îl încurcă. Te bați cu toți colegii. De fiecare dată când un coleg își permite să spună că nu e bine, e securist, trădător cu statul paralel. Cred că în acest moment România are nevoie, mai sunt 48 de ore, ce expert să ia o decizie bună, are nevoie de un pic de liniștire, un pic de predictibilitate, să știm clar
cine ce face, nu pe față, ci pe adevărat. Primul ministru ia decizii de prim-ministru, deputații de deputați și de pregătire, de cum să vă spun, o să avem alegeri prezidențiale, dar până atunci haideți să avem totuși stabilitate. Conflictul ăsta continuu și domnul Dragnea e una din cauzele acestui conflict, ne face rău tuturor. Dar dacă... Și strică munca tuturor din ultimii. Și pentru că ați invocat statul ăsta paralel, poate clarificați niște chestiuni, pentru că și despre dumneavoastră s-a spus că ați aparținut acestui stat paralel. Doar pentru că n-am fost de acord cu domnul Dragnea. Nu, doar pentru atât. Dar pentru mai mult de atât, pentru relația pe care ați avut-o cu domnul Maior și pe care nu ați negat-o și bănesc că nu o nici negați vorba. Nici în momentul de față, pentru faptul că domnul Maior era la SRI în timp în care se semnau acele protocoale care au fost făcute publică în momentul de față, protocoale care într-adevăr au generat niște abuzuri, nu în toate situațiile. Dar eu sunt victima unui abuz. Sunteți victima. M-am judecat 3 ani de zile, am câștigat la înalta curte. Dar atenție! Când ieși la guvernare, vezi care sunt problemele oamenilor. Și dumneavoastră vorbesc cu un om care face emisiuni, da, pentru oameni. Dom'le, sănătatea e prima problemă. Educația este a doua. Pensiile, salarii, locuri de muncă, investiții. Nu poți de 2 ani de zile să te cerți pe un subiect care te privește pe tine, Dragnea, că ai fost abuzat sau nu. Eu, de exemplu, eu n-am venit să strig la dumneavoastră că am fost abuzat, m-am dus la înalta curte, mi-am pledat cauza, 3 judecători în unanimitate au decis că-s nevinovat. S-au întâmplat, eu vă spun că s-au întâmplat abuzuri. De-aia avem o justiție care trebuie să funcționeze mai bine. Nu s-a schimbat nimic de 1 an jumate. Dacă domnul Dragnea nu era condamnat în al doilea dosar, nici nu mai auzeam de lucrurile astea. Ok. Te rog frumos, guvernează, fă lucruri bune în educație, sănătate, pensii, salarii, locuri de muncă, investiții, infrastructură. În același timp, toată lumea va fi de acord să faci transparent niște lucruri. Vino, te rog, în Parlament, discută cu toată lumea. Povestea asta cu ordonanțe date peste noapte, care ajută pe X, pe Y, nu ajută pe omul care a votat. Eu vă garantez că niciun om care... Și să-i minți tot timpul că tu te lupți cu ceva... Bun, dar repet, dacă se luptă cu Chioveș și cu Coldea, cu Maior, cu nu știu, cu cine, cu Oprea, cu domnul Dragnea nu s-a luptat niciodată. Totdeauna a fost alături de acești oameni. Deci această minciună s-o lăsăm deoparte. Problema principală este însă că nu poți tot timpul să dai vina pe cineva, să te lupți cu cineva, să creezi un conflict, după care să te miri că lucrurile merg prost. Eu cred că cei mai fericiți vor fi românii. PSD-și, PNL-și, nevotanți, treaba lor. Dacă de vineri, după vineri, nu mai știu cine asigură guvernul, cum merg lucrurile la Parlament, ce se întâmplă, cum primesc bani Consiliile Județene, s-a făcut rectificarea săptămâna trecută și n-au primit banii de salarii pentru autoritățile, pentru protecția copilului. Dacă știm că din la 1 ianuarie nu ne mai certăm cine ajunge la aeroport, cine primește pe Juncker, cine îi dă mâna cu Tărescu. Credeți adică... că acolo a fost o ceartă sau o problemă de neadaptare? Dacă vreți, o dezbatem. O dezbatem. Haideți să avem o stabilitate, haideți să nu decidă un singur om tot și să decidă lucruri care nu țin de el. Guvernarea ține de cineva, politica externă ține de altcineva, legislativul de... Nu mai putem să trăim într-o țară în care totul depinde de un om care are niște probleme pentru care îmi pare rău, dar trebuie să răspundă pentru ele. Nu i le-am cauzat nicio, nici dumneavoastră, nici statul paralel, ci le-a cauzat singur. Dar... pentru că e interesant să discut lucrul ăsta cu dumneavoastră despre statul paralel și nu vreau să abandonez cu atât mai mult cu cât în scrisoarea contestatarilor. Da, și despre oameni. În scrisoarea contestatarilor este invocat de mai multe ori. Și până la urmă în spațiu public evident că vin foarte multe mesaje. Unele sunt probate, altele nu. Și atunci când se întâmplă ceva neplăcut pentru altcineva, mă refer la liderii politici importanți, este invocat fix acest stat paralel. Nu, la domnul Dragnea, la ceilalți pe cine ați auzit că a invocat stat paralel? Nu este doar domnul Dragnea. Nu, nu, cine îl folosește acest termen? Acest termen, uitați, doamna Udrea, condamnată și acum aflată în Costa Rica, a spus așa, domnule, statul paralel prin acele protocoale nu mi-a dat dreptul să mă uit la niște probe, mi-au ascuns acele probe, eu n-am luat geanta, uite ce s-a întâmplat. Cred totuși...
Traian Băsescu, după ce n-a mai fost președinte, și a spus că v-a luptat cu Traian Băsescu, deci pe vremea dânsului s-au semnat cele mai multe protocole, spune, domnule, n-am știut lucrurile astea, uite că n-am știut că este atât de... Adică noi românii vrem să înțelegem un lucru, nu, eu cred poate că după chestia asta, românii... ceea ce votăm noi e pe bune, sau de fapt oameni ca Victor Ponta, ca Liviu Dragnea, precum sau alți lideri politici importanți, au în spate un lucru pe care noi nu-l vedem. Asta. Au votat pentru PSD. Au votat pentru un program de guvernare pe care l-am susținut și eu, și Firea, și Andronescu, și Bănicioiu, și Tudose, și toți ceilalți. De-a doua zi după ce s-a terminat acel vot, domnul Dragnea a zis, eu decid tot. Pe cine pui prim-ministru? Că totuși e important. Nu vă spun. Stați la televizor și uitați-vă să aflați pe... Și a venit cu doamna Sevil și a ide, cu tot respectul. Nu era... După care tot așa l-a propus pe Grindeanu. L-a dat jos pe Grindeanu. Că n-a vrut nu știu ce ordonanță cu amnistia să dea. L-a pus pe Tudose, l-a dat jos pe Tudose că a zis că e securist. A pus-o pe doamna Dăncilă. Dacă doamna Dăncilă vineri zice, dom'le, cred că e bine să faci un pas în spate. Ce ești? Doamna Dăncilă o să fie cu statul paralel? Ideea e următoarea. Credeți că doamna Dăncilă va spune asta? Nu, cred că orice... Credeați că doamna Firea va spune că domnul Dragnea trebuie să facă un pas în spate? Credeați că domnul Stănescu? Credeați că domnul Neacșu va spune? Iată că au spus. Deci deja știți cum zice românul. Dom'le, spune unul că ești băiat, dar când toți îți spun, mergi și culcă-te, că nu se poate chiar toți îți vor rău, chiar toți sunt vânduți, chiar toți... Genul ăsta de explicație, în 89 și Ceaușescu zicea că agenturile străine. Pur și simplu, e un gen de conducere care a dat faliment. Dacă PSD ar fi în opoziție, în toate partidele de opoziție, sunt frământări, se luptă, lideri, se... Dar noi avem de guvernat o țară, avem mai mult decât atât de guvernat o țară, de la 1 ianuarie cumva să guvernăm, bun, exagerez, dar să conducem Europa 6 luni. Și noi stăm la faptul că toți oamenii din jurul domnului Dragnea spun, domne, fă un pas înapoi. Și eu spun, nu, domne, nu fac niciun pas. Eu trebuie să rămân și la Camera Deputaților, eu trebuie să rămân și la partid, eu trebuie să conduc și guvernul și eu trebuie să mă duc și la tribunal. Are termen pe 8 octombrie. Mergi, domnule, la tribunal și câștigă acolo. Nu ne ține pe toți prizonieri pentru problema ta, că nu noi te-am pus să-ți angajezi, doamne, de la partid sau să faci cu tel drum ce ai făcut. Deci te rog frumos, gândește-te la binele celorlalți. Știți ce este interesant? Toți colegii mei de la PSD și admiratori și votanți mi-au reproșat de ce mi-am dat demisia. Acum toată lumea reproșează lui Dragnea. Eu cred că toți au înțeles, dacă vreți mai discutăm o dată. Lui Dragnea reproșează de ce nu își dă demisia. Nu există om politic de neînlocuit, începând cu mine. Și atunci când ai de ales între scaunul tău și până la urmă binele celorlalți, eu cred că trebuie să alegi binele celorlalți. Dacă te ții de scaunul tău, faci rău celorlalți. Deja PSD și-a făcut foarte rău PSD-ului dându-și jos două guverne. Dar a zis, domne, ok, facem rău PSD-ului, să-i facem minul Dragnea. Nu se poate. Acum ce s-o dea afară și pe Firea, și pe Stănescu, și pe Țuțuianu, și pe Tudose, și pe toată lumea. Și atunci ce rămâne PSD? Dragnea? El singur? Dar lucrurile astea poate nu se întâmplau dacă dumneavoastră nu vă dați atunci demisia, pentru că ulterior ați mizat pe un om în zona asta interimară, că acolo lumea înțelege mai puțin, deci vor pe Dăncilă președinte interimar. Un partid ca și orice organizație are un statut, sunt niște reguli. În PSD așa e, președintele executiv trebuie să... Numărul 2 în partid. Numărul 2 în partid trebuie să preia această chestiune. Da, în orice partid e așa. Dar... aproximativ. Dar lucrurile acestea s-au întâmplat pentru că ați mizat atunci pe Liviu Dragnea. L-ați cunoscut bine, v-a ajutat. Ce s-a întâmplat? Unde a intervenit ruptura? Pentru că mințit. Cei mai mulți acum privesc lupta dumneavoastră, ce de dintr-un alt partid, cu Liviu Dragnea ca fiind o luptă personală, că nu a respectat dacă niște era numai, lucruri. Dacă era numai lupta lui Ponta, putea să spuneți. Dar oricine spune acum e o prostie evidentă și o minciună. Dom'le, și lupta lui Andronescu e tot personală, și a lui Firea e tot personală, și a lui Stănescu e tot personală, și a lui Neacșu, și a lui Bădălău, și a... toți au probleme personale, numai domnul Dragnea. Vedeți, dacă eram eu singurul nebun, care de un an și jumătate spun, pentru că într-adevăr știu mai multe decât alții și poate pentru că am mai mult curaj, n-am ce să pierd față de alții, n-avea cu ce să mă cumpere domnul Dragnea, să-mi dea o funcție, hai mă, tai și tu din gură că te pun nu știu ce. Nu era cazul. Dar dacă toți acești oameni pe rând spun aceleași lucruri, faptul că se conduce
autocratic, faptul că nu te sfătuiești cu nimeni, faptul că folosești un partid, un guvern și un parlament pentru interese personale. Dom'le, chiar toți sunt nebuni? Și unul singur e normal sau are dreptate? Nu se întâmplă așa în politică. Și într-o viață, în societate, până absolut. La urmă, nu? Dar până la urmă trebuie să revenim la oameni, pentru că partidele există pentru că ele sunt votate și pentru că există oamenii un electorat. Oamenii n-au votat pentru... ca domnul Dragnea să-și dea amnistie și grațiere. Oamenii n-au votat ca domnul Dragnea să vândă societățile de stat prin fondul suveran. Oamenii n-au votat ca să confiște... Să le detaliem, că altfel pare așa, pare păi o înșiruire. Eu vorbesc despre... Se vând societățile de stat prin fondul suveran. Asta scrie în lege pe care Curtea Constituțională, slavă Domnului, a declarat-o neconstituțională. Să luăm societățile alea pe care le-am salvat cu lupte grele, hidroelectrica, toate celelalte, să le punem într-un fond pe care statul nu-l controlează și care nu se supune legii nici privatizării. Și era un articol acolo care spunea că să vândă părțile sociale. Oamenii n-au votat în 2016 pentru ca domnul Dragnea să schimbe trei guverne. Ei au zis, domnule, uite, PSD a guvernat bine cu guvernul Năstase, PSD a guvernat bine cu guvernul Ponta, o să vină un guvern așa serios, 4 ani, oameni pregătiți, care vorbesc limbi străine, care se cunosc, care știu să conducă. Dacă spunea domnul Dragnea, vă rog, votați PSD în 2016, că îi dau afară pe Ponta, pe Firea, pe Andronescu, pe toți, și pun pe Șaide o schimbă, pun pe Grindeanu schimbă, pun pe Tudose schimbă, pun pe... vă garantez că lua PSD o 10%, da? Noi asta am cerut, asta am promis. Și până la urmă, toți oamenii care astăzi s-au revoltat au această problemă. În foarte curând vor merge înapoi la cei care le-au cerut votul și aceia o să le spună, băi, ne-ați mințit. Ați zis în 2016 că, domnule, votați-ne să ne luptăm cu statul paralel. Nu ați zis nimic. Domnul Dragnea, în 2016, a doua zi după alegeri, primul lucru s-a văzut cu domnul Coldea și cu domnul Dâncu. Luni. Duminică știți? Au fost alegerile. Da? Da. A zis și domnia sa la emisiune chestia asta, a recunoscut. Deci, lucrurile arată în felul... Și de ce s-a văzut? Poate l-au felicitat. Nu, s-au văzut să discute despre primul ministru, pentru că în 2015 domnul Dragnea vorbise cu domnul Iohannis să-mi retragă mie sprijinul să fie Dâncu premier. Mă rog, mișculații de-astea de... Deci cum a ajuns domnul Dragnea de la Dâncu la Șaide? Bună întrebare. Problema e următoarea. Dacă azi nu avem... Bun, se continuă războiul. Acum războiul nu mai este doar cu... cei din afară, acum are un război cu jumătate din PSD. Tot acest război înseamnă că nu putem să guvernăm bine, înseamnă că nu putem să adoptăm legi bune, înseamnă că nu putem să ne ocupăm de lucruri importante și înseamnă că nu ne va băga nimeni în seamă 6 luni cât avem această ocazie extraordinară. Nu absorbim fonduri europene, a venit doamna Crețu și ne-a zis, băi, oameni buni, n-ați depus niciun proiect, pierdeți banii deja. E cu statul paralel. Regionale. Păi alea le-am, aia pentru acordul de parteneriat cu Uniunea Europeană pentru cele 3 spitale, Cluj, Iași, Craiova, eu le-am semnat ca premier și miniștri de atunci. Suntem în 2018 și nu s-a depus proiectul. Nu s-a depus niciun proiect în 4 ani de zile. Am înțeles, un an, tehnocrații nu ne-au lăsat, atenție, unii din PSD erau la guvernare și atunci, nu? Domnul Dâncu era vicepremier, doamna Carmen Dan era prefect pe vremea tehnocraților, deci n-a fost chiar așa rău cum s-a zis. 4 ani. Deci nu luăm nici fonduri europene, nu facem investiții, nu reușim să ducem la bun sfârșit niciun proiect, desenăm la tablă tot felul de povești. Am fost luni la Botoșani, Iași, toată lumea mi-a zis, domne, autostrada, ați semnat, ați pus în master plan Iași-Târgu Mureș. A venit doamna Corina Crețu și a zis, atenție, ați lansat la televizor că o faceți PPP, nu vă mai dăm fonduri europene. Deci lucruri serioase nu se întâmplă. Stăm și ne cerdăm toată ziua, bacă-s 4 criminali la hotelul nu știu care, bacă a venit lovitură. Ce lovitură de stat? Să fim serioși, se dau lovituri de stat în România. Deci cred că și sper ca vineri lucrurile se tranșeze, să avem totuși o stabilitate și o liniște de care și cei care ne-au votat, m-au votat și pe mine din partea PSD și ceilalți o așteaptă, și să intrăm din nou într-o normalitate de care România are nevoie. Altfel o să pierdem tot ce am câștigat din 2012 încoace prin munca tuturor românilor. O întrebare cheie din punctul meu de vedere. Vă rog. Și credeți dumneavoastră că a fost om cu auștate vechi în PSD, că viitoarea guvernare ok, care să facă toate lucrurile astea, va fi asemănătoare cu asta și condusă de doamna Dăncilă? Nu. Categoric nu. Dar atenție, doamna Dăncilă, atât cât o cunosc eu și cât știu și am aflat, că doamna Dăncilă n-a venit și a zis, puneți-mă pe mine, prim-ministru, era europarlamentar, nu? Doamna Dăncilă, din punctul meu de vedere, a făcut o singură greșeală, gravă.
faptul că a acceptat o funcție pentru care nu se pregătise. Eu știu, în 2011, în martie, când am semnat acordul USL, am spus că voi fi prim-ministru. Un an de zile am lucrat cu toți, cu alții, la programul USL. Țineți minte, am lansat programul USL pe pensii, programul USL pe economie. Un an de zile am ajuns la Palatul Victoria, mi-a fost foarte greu. Doamna Dăncilă nu era pregătită, nu cred că și-a dorit, cu siguranță n-a fost domnia sa cea care a zis, spuneți-mă. Domnul Dragnea, da, zis, dar domnule, nu cred că a bătut-o cineva la palmă. N-a bătut-o, nici vorbă. De-aia asta îi reproșez, că în loc să spună, domnul Dragnea, domnule, vă mulțumesc, dar de ce mă băgați în, la apă pe mine? Că acum urmează să facă lucruri care n-au legătură nici cu programul de guvernare, nici cu ce am promis în campanie. Înțeleg că acum marele conflict este de la ordonanța pe grațiere și amnistie. Și v-au zis ceilalți care sunt încă în PSD. Nu e nimeni împotriva îndreptării abuzurilor. Foarte bine, haideți să îndreptăm abuzuri. Haideți să vedem, s-au obținut probe ilegale cu protocoale, se înlătură, așa se întâmplă și în America. Dar vină, domne, în Parlament, hai să discutăm. Hai să arăți care sunt cazurile. Ce înseamnă să dai noaptea o ordonanță ca să scape Dragnea să... Nu, nu e regulă. Chestia asta nu se face într-o țară normală. Și mai spun, și o să vă spun până la sfârșitul emisiunii, haideți să facem un pic de ordine, de liniște, să ne pregătim pentru lunile care urmează. Avem probleme uriașe cu energia. Dacă ați văzut, s-a dublat prețul la energie. Pot să vă spun de fiecare loc în parte unde nu suntem pregătiți. Dar știți că acel program de liberalizare s-a votat la finalul la începutul guvernării dumneavoastră. Adică noi la gaze vă referiți, nu la energie electrică. Și pe energie. Nu, erau problema este pe energie electrică era liberalizată. Era deja se vindea la pe Opcom, bineînțeles. La crește piața și zilei. La gaze. Cum? Nu, atenție, adică, aici... Eu înțeleg că suntem pe calendar sau suntem peste calendarul ăla pe care l-ați... Nu încurcați lucrurile, gaze cu electricitate. Eu vorbesc de faptul explicați-ne. Că... Eu vorbesc de faptul că în această perioadă în care ne batem pe nu știu ce gaze vom scoate în 2025 de Marea Neagră, și alea sunt folosite. Am aflat că doamna Firea, când l-a criticat pe domnul Dragnea, vrea să fure gazele. Asta a fost acuzația, că Firea vrea să dea gazele nu știu cui, americanilor sau o nebunie. Ideea următoarea, de fiecare din probleme... Dar nu sunt date deja, adică mi se pare că... Nu, nu sunt date. Poate să, puteți să nu scoatem nimic, sunt ale noastre. Putem să facem ce vrem cu ele. Dacă vrem să le folosim sau nu. Nu se ocupe nimeni de pesta porcină. Domnul Daia zice că nu-i la el, zice că la NSVSA. Șeful de la NSVSA, eu îl cunosc. Dumneavoastră nu cred că știți cine e, n-apare, nu... Domnul Geronimo, l-am cunoscut cu pesta porcină, dar într-adevăr e la dânsul, că așa s-a făcut modificarea acum un an jumate am și ajuns, nu mai e în subordinea lui Daia. Am ajuns la 1000 de focare. Deci, practic... Dar dacă îl cunoașteți pe domnul Geronimo, eu n-am înțeles. Doarme? Ce face domnul Geronimo? Da, mă rog. Nu mai contează. Contează că în loc să facem ceea ce trebuie să facă o guvernare, în loc în Parlament, haideți să dezbatem legea aia pensiilor, de care s-a vorbit la dumneavoastră foarte mult. Haideți să dezbatem într-adevăr legi care țin de energie, de partea cu offshore-ul. A venit domnul Dragnea la ora 4, a prezentat o altă lege, la 5 s-a votat și după aceea la 6 ne-a zis că trebuie să o modifice. Dumnezeu, dar lasă-ne să o discutăm, să o vedem ce scrie acolo, ca să știu dacă votez pentru sau contra. Lasă-ți lucruri de normalitate. După care, sigur, domnul Iohannis o să candideze, domnul Dragnea să candideze, treaba lor. Dar nu din acest război continuu vom avea toți de pierdut. Și da, categoric, dacă în sfârșit domnul Dragnea înțelege mesajul colegilor săi, oamenilor cei mai apropiați, nu? Doamna Firea, domnul Neacșu, domnul Stănescu, erau oameni cei mai apropiați de Dragnea. Dacă îl înțelege să dă deoparte, putem să ne apucăm să construim ce s-a stricat. Dacă se continuă războiul, ca la război, rămâne praful și pulberea după. Să zic că încă de la începutul emisiunii vorbiți la persoana a doua. Putem. Asta înseamnă că vă pregătiți pentru ceva, de o colaborare cu PSD-ul sau poate de o revenire. Asta înseamnă că atunci PSD? Mi-am dat demisia din funcția de președinte al PSD atunci când am fost inculpat. Și am spus, eu nu mă duc cu partidul la tribunal. Lucru pe care și domnul Dragnea îl susținea. După aceea s-a răzgândit și s-a dus. Și am spus, nu fac politică până nu sunt achitat. Am fost achitat, unanimitate, 3 judecători. Nu mai eram în PSD, că nu s-a putut să mai rămân acolo. Am fost exclus atunci cu Grindeanu. Și am pornit un nou proiect politic cu Pro-România, unde majoritatea sunt tot colegi care au fost în PSD, bineînțeles. Cei mai mulți sunt din PSD. Sigur. Și parlamentari și ceilalți, primari și ceilalți. Și am spus un lucru. Noi nu suntem anti-PSD-iști. Noi nu pot să mă auziți pe mine cu ciuma roșie și cu... nici vorbă.
acolo am fost, în PSD, nu o să mă dezic niciodată. Nu sunt de acord, nu doar cu persoana domnului Dragnea, ci cu politicile pe care domnia sa l-a impus. Dacă PSD își schimbă conducerea și revine la ceea ce era PSD când, în cei 15 ani cât am fost eu PSD-ist, cu lucruri bune, lucruri mai puțin bune, da, cu Pro-România vreau să colaborăm, sigur că da. Și cum vedeți, dacă au succes acești reprezentanți ai PSD-ului, deocamdată cunoaștem trei clar, au mai fost niște declarații publice, cum mai fost câțiva care au spus Neaxu, foarte clar, da. Domnul Bădălău, care am putea să include, dacă nu se... Domnul Tudose, dacă nu se răzgândesc, că în PSD se mai răzgândesc și nu numai aici, se mai răzgândesc oamenii. Dacă ei au succes, unde vă vedeți dumneavoastră eventual la acel congres al PSD-ului anunțat pentru... Ca lider al Pro-România, care poate să colaboreze cu un PSD redevenit PSD-ist, adică social-democrat, nu PSD-ist, social-democrat, cu un PSD care, știți, toată lumea, și cei care nu au votat niciodată PSD, a spus, domne, guvernarea Năstase și guvernarea Ponta, alea au fost guvernări bune. E, da, uite, un PSD care guvernează bine ca pe vremea lui Năstase și a lui Ponta și nu face greșelile lui Năstase și a lui Ponta, da, de ce să nu-l sprijinim? Și sigur că vedeți, da, o alianță gen USL? Adică cum... Nu. Putem să colaborăm. Uite, vă dau un exemplu. Vă rog. În care clar am discutat cu colegii mei deputați din Pro-România și am luat o decizie. PSD poate să propună un alt PSD-ist, un alt deputat social-democrat să preia conducerea Camerei Deputaților. Sigur, probabil liberali ori să vrea să ia ei conducerea. Sau... Și am zis, uite, noi votăm 12 deocamdată, dar o să fim mai mulți. Noi votăm un social-democrat la conducerea Camerei Deputaților, cu o singură condiție. Să nu aibă niciun interes personal, de exemplu, în codul penal și cod de procedură. Să stea acolo, sus, frumos, la tribună, să conducă lucrările. Știți cum? Și eu, dacă eu eram președintele Camerei Deputaților în timpul procesului pe care l-am avut și modificam codul penal, și dumneavoastră, oricine altcineva, ar fi spus, băi, Ponta își modifică pentru el. Aici, în această chestie, noi, de exemplu, vom vota cu candidatul PSD pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților, dacă e un candidat care nu are aceste probleme. Sunt alte lucruri. Dacă legea pensiilor, cea care a fost prezentată la dumneavoastră, intră în vigoare de la 1 ianuarie 2019, nu o să vedeți pe cineva de la Pro-România să voteze contra, o să votăm pentru. A, dacă vine cu păcăleala aia, lasă că o să fie în 2020 toamnă, nu, normal că nu. Dar dacă există o soluție, foarte bine. Dacă vor fi soluții fiscale pe care le-am adoptat și eu ca prim-ministru și pe care le susținem, de ce să fim contra? Nu suntem gică contra. Nici nu ne punem măși pe față, nici nu strigăm că PSD ciuma roșie. Pur și simplu cerem un lucru la care eu și mulți din Pro-România, foști ministri, am participat, și anume o guvernare bună. Ceea ce azi nu avem. Care credeți că este riscul după această scrisoare de rupere a PSD-ului și de pierderea guvernării? De ce să piardă guvernarea? Dacă... Vă dau cel puțin două motive. Unu, o declarație oficială a domnului Iohannis, al patrulea guvern PSD, nu-l mai pun. Și opoziția, da, președintelui, am văzut că se poate duce până în anumite limite constituționale și nu e ușor, chiar, da, dacă nu are stilul domnului Băsescu. Iar al doilea motiv, un om care este, din punctul meu de vedere, foarte bine angrenat în zona partenerilor europeni, domnul Siegfried Mureșan, dacă citiți, nu iau că e penelist, că a fost PMP-ist, da, dar este foarte bine ancorat, da, într-un grup european. E în echipa domnului Dol, da. Exact. Vine și spune de vreo lună, dacă pleacă guvernul ăsta, nu veți mai vedea guvern PSD până în alegeri. Da, mă, tot aici cred că eram noi doi în studio, da, în urmă cu 6 ani. Toamna lui 2012, când domnul Băsescu zicea, nu îl mai pun niciodată pe Ponta prim-ministru. După care am câștigat alegerile, am avut o majoritate clară și l-a luat domnul Barroso și cu domnul Schulz și au zis, alo, domnul Băsescu, în Europa nu e așa, pui pe cine vrei. Dar după aceea ați venit și cu un to-do list. Nu încurcați lucrurile. Aia este cu referendum. Eu vorbesc de toamna lui 2012. Vedeți, sunt mai bătrân, dar am memoria mai bună decât dumneavoastră, le mai încurcați. Ideea e următoarea. Eu ce le-am spus colegilor mei din PSD, cei care duc revoluția acum? Băi, oameni buni, în primul rând, foarte bine faceți. Eu, părerea mea, că cu Dragnea vă duceți cu PSD-ul în prăpastie.
După care, evident, veniți cu o propunere, vorbiți cu doamna Dăncilă, vorbiți cu toată lumea, veniți cu o propunere de guvern care să fie pro-dezvoltare, pro-european, care să asigure pe toată lumea că 6 luni nu mai vine Dragnea și îl dă jos că s-a enervat, care nu face lucruri anti-europene în astea 6 luni, după care mergem toți la Iohannis și spunem: domnule Iohannis, asta e majoritatea, asta e echipa. Vă sprijin și eu de la ProRoman, nu vreau un guvern, dar vă sprijinim. Și nu va fi nimeni împotrivă. Că Orban țipă, acum eu am spus foarte clar. Eu o să votez să fie alt guvern decât guvernul Dăncilă, dar nu o să votez niciodată să fie guvernul Orban, că poate să fie mai rău decât Dăncilă. Adică nu-s pregătiți pentru asta. Dar astea sunt lucruri pe care poți să le faci cu condiția să ai un tip de unitate și niște, o strategie nu personală, ci o strategie generală. Dom'le, uite, asta e bine pentru România. Domnul Dragnea, în ultimul an și jumătate, a zis tot timpul ce e bine pentru el. E, uite, aici s-a umplut cumva paharul în care oameni care erau foarte apropiați, eu sunt foarte uimit să văd unii din contestatarii lui, i-au zis: domnule, e prea mult, nu putem toți să murim pentru tine. Ceea ce e uman, dar până la urmă, cred, nu? Că mai e important de punctat un lucru. Se tot vorbește despre izolarea PSD-ului la nivel internațional. Este real acest lucru. Este real. Și vreau să detaliem puțin, pentru că cine își imaginează acum că România, și prin relația cu Statele Unite și prin relația cu Uniunea Europeană și nu numai prin aceste relaționări, nu mai poate fi România din 80-90, nu mă refer la partea comunistă, adică noi suntem singuri pe plantație și o luăm pe drumul nostru și e clar, nimeni depindem de alții. Uitați-vă, nu știu cât de mult, s-ar putea ca prea mult, dar depindem de alții. Cum se poziționează? E important pentru mine ca cetățean și ca jurnalist să înțeleg din zona asta de stânga, majoritară și votată de poporul român, 47%, cum ne-a spus doamna Firea, cum se poziționează în raport cu acești parteneri? Pentru că nu mai poate Haideți fi România doar pe drumul ei. Haideți să vă spun. În primul rând, să ne întoarcem la cei 47%. Vă repet, o să îmi pare rău că n-am la mine în mașină, o să vă aduc un pliant din campanie. Era Dragnea, Ponta, Firea. Deci cumva două treimi din voturi s-au dus. De cuvânt, da. Așa e. Nu era primar deja, general al capitalei. Era... Eu eram fostul prim-ministru, uite așa să guvernăm ca pe vremea lui Ponta, și undeva mai mic era și Dragnea. Foarte inteligent atunci, că nu s-a băgat în față, n-a zis nimic, i-a pus Ponta, Firea, bine, o să fie bine. În 2012... Când a zis dumneavoastră cu to-do list-ul. A fost un pic mai târziu, dar a nu fost știu. O discuție, cred a fost o discuție fost la fel. Hai să discutăm în Parlamentul European despre situația din România. Și atunci doi lideri de grup, liderul de la Social Democrat și liderul de la ALDE s-au opus. Acum 2 săptămâni s-a discutat din nou în Parlamentul European la Comitetul Liderilor. Haideți să punem în discuție în 3 octombrie situația României. Au votat pentru și Social Democratul și ALDE. Ei, ce vă spune că acest România lucru? Acum are cheia ultimilor 16 ani de când a intrat, adică România devine ce parte vreau să activă spun. În povestea. Înseamnă că atunci când nici măcar prietenii nu te mai apără, înseamnă, ne întoarcem la discursul anterior, înseamnă că ai tu o problemă. Dacă nici socialdemocrații, nici ALDE. Azi, de exemplu, știu, în mod neoficial s-a discutat despre România, din nou, la Bruxelles, la comisari. Și s-a discutat, domne, cum a fost cu Ponta, cu dosarul, a plecat, așa, dar Dragnea, domne, Dragnea e condamnat de 2 ori. Eu nu fusesem condamnat niciodată, am plecat. Dar cel mai grav, și vă spun un lucru, știți ce e? Dragnea, pentru ei Dragnea este cel care este cercetat pentru fraudarea fondurilor europene. Asta e o chestie care, cum să vă spun, e linie roșie la Bruxelles. Să fraudez fonduri europene, adică, domne, noi... În ce dosar? În dosarul cu Teldrum, cele 25 de milioane de euro. Domnul Dragnea, de exemplu, eu la fiecare reuniune a liderilor PES mergeam acolo, participam, întâlneam, am mers la Paris, am mers la Roma, discutam. Domnul Dragnea nu merge niciodată. Pe 3 octombrie, probabil sunteți jurnalist, ați urmărit dezbaterea din Parlamentul European cu Ungaria, da? Domnul Orban a fost acolo, s-a bătut, a dat răspunsuri în engleză. Astăzi am văzut ce a făcut cu Putin. Mă rog, e o politică externă. Atenție! Pe 3 octombrie, doamna Dăncilă nu va fi în plen. Deci pe România cine apără? Pentru că, de fapt, problema nu-i Dăncilă. Orban s-a dus acolo că acuzele erau la adresa lui. În Parlamentul European nu se va vorbi ce face Dăncilă, că n-a dat ordonanța aia cu a... Se va vorbi în Parlamentul European de ce Dragnea atacă instituțiile statului, de ce Dragnea este anti-european, de ce Dragnea schimbă legi, de ce este condamnat și rămâne în funcție.
nu merită nici doamna Dăncilă, nici PSD, nici România să fie tot timpul judecată pentru un om. Nu e corect acest lucru. Da, dar din câte mi-aduc eu aminte, în cazul Ungariei și al lui Orban, sesizările pe chestiunile astea n-au venit din propria lor țară, ci au venit de la niște alte multe țări care nu tolerează politica lui Orban. La noi, dacă mă uit, vin de la români. De la doamna Macovei, de la domnul Cristian Preda, am văzut că și fostul noastră coleg, domnul Ivan, a cerut și același lucru. Să nu mă bănuiți că iubesc pe Macovei și pe Preda, îi cred pe amândoi niște oameni fără niciun fel de merit și valoare. În Comitetul Liderilor la Parlamentul European nu e niciun român. Nu e, dar sesizările... Deci decizia a venit, din câte știu, de la europarlamentară din Belgia a venit și de la Danemarca, de la socialdemocrații danezi. Dar dincolo de asta, atenție, m-a mai spus un lucru esențial, Corina Crețu. Ai zis noi, eu, comisar european, domnul Juncker, pe care luni ne-am trezit, nu la dumneavoastră, slavă Domnului, să-l înjurăm, să-l facem în toate felurile pe surse de la guvern. Și care vă dați seama că a luat-o destul de personal chestia asta. Au propus pentru România nu că să nu pierdem bani în anii următori, ci să avem cu 10% mai mult. Da, în opinia noastră ce s-a întâmplat acolo? Adică, vă referiți la incidentul cu domnul Juncker? Trei chestiuni grave, dacă vreți să discutăm despre asta. Unu, este prima dată când președintele Comisiei Europene vine într-o țară europeană și nu merge la sediul guvernului. Domnul Juncker a vrut să dea un mesaj politic și vă spun eu mesajul, că îl știu direct. Doamna Dăncilă, stai cu Dragnea, rămâi cu Dragnea. Vrei să fii cu noi, cu familia europeană, fă ceea ce trebuie. Al doilea lucru, doamna Dăncilă nu mai are consilieri și nu are SPP care să o sprijine. Eu, să știți că eu nu știam când trebuie să mă văd cu dumneavoastră și unde, și aveam un consilier care se ocupa și știa în orice moment și aveam SPP-ul care mă lua din birou și îmi zicea, plecăm acum. Nu, nici nu știam cât e ceasul sau când trebuie să ajung. Aveau programul meu aprobat de mine, consilierul se ocupa să știe unde și când. Nu credeți că m-am dus vreodată să stau o jumătate de oră la aeroport să aștept pe cineva, cum s-a întâmplat? Că îmi spuneau consilierii și SPP-ul. Acum a plecat de la hotel, noi ajungem în 7 minute. E un război între SPP și... Nu e adevărat. Asta e cea mai mare ticăloșie. În loc să recunoști că ai tu o problemă și că nu ești în stare să te organizezi, dai vina pe altcineva. Nu, stați puțin, că de la începutul guvernării Dăncilă... Vă rog eu frumos, Dăncilă, vă lăsați păcălită de demagogii de-astea. Dar s-a renunțat la SPP. Deci acolo ceva există. Nu știu dacă SPP-ul a greșit cu ceva. Ba da, vă spun cu ce. Dar au renunțat la SPP. Dar nu vreți să vă spun de ce a renunțat? Domnul Dragnea i-a cerut doamnei Dăncilă și ministrilor să renunțe, pentru că în acel weekend cu ordonanța 13, domnul Grindeanu a plecat cu SPP-ul, domnul Dragnea a sunat la SPP și nu au vrut să-i spună unde e Grindeanu. Și atunci domnul Dragnea a zis, domne, dacă voi nu spuneți unde e primul ministru și miniștrii, să nu mai aibă SPP. Au cei de la poliție care îi spun domnului Dragnea, dacă doamna Dăncilă vrea să vadă cu noastră să bea o cafea, Dragnea vă sună, bei cafeaua cu Dăncilă? E o chestie total anormală. Trăim într-o țară, într-un stat cu instituții și cu legi. Nu se poate totul să răspundă la un om. Deci, repet, faptul că n-a venit la guvern... Aveți probleme în sensul ăsta, mi se pare îngrozitor de grav ceea ce spuneți. Bineînțeles, dar vă spun tot ce am vorbit cu ceilalți și o să vă spună și ei. Primul lucru, faptul că n-a venit la sediul guvernului. N-ai ce să te duci tu prim-ministru să stai la aeroport, să aștepți, decât dacă sunt situații speciale. Cred că l-am așteptat pe primul ministru al Chinei, care a venit la un mare eveniment, sau de altfel așteaptă un ministru sau altcineva. În al doilea rând, ai consilieri. Consilierii doamnei Dăncilă spuși de domnul Dragnea. Și părerea mea că o sabotează intenționat. Ca să arate ce slabă e și că... Și al treilea lucru, se întâmplă gafe. Se întâmplă. Poți să nu te simți bine. Poți să nu te trezești. De ce să nu spui ceea ce... Știți? Dom'le, cea mai bună minciune e adevărul. Îmi pare rău, a fost o greșeală. Te-a pus să spui că l-a răpit SPP-ul, că era beat Juncker, că nu știu ce. O mizerie ordinară. În loc să închizi subiectul, îl ții cu niște mizerii care după aceea să... Domnul Juncker n-a cerut întâlnire cu doamna Dăncilă, invers, doamna Dăncilă a cerut. Dar problema noastră este... S-a văzut a doua zi în prezența Corinei Crețu. Tot la aeroport? Da, doar la aeroport. Și iar acum a ajuns prea devreme. Luni a ajuns prea târziu, marți a ajuns prea devreme. Ești prim-ministru, nu poți să-ți permiți să stai în aeroport, așa să aștepți. Că se presupune că ai o mulțime de lucruri de rezolvat. Ce vreau să spun cu asta? Nu funcționează un guvern așa cum eu știu că a funcționat pe vremea mea, așa cum știu că a funcționat la alți prim-ministri, pentru că ordinul nu-l dă primul ministru. Ordinul se dă din afară și da, vă place noțiunea de stat paralel, există un stat paralel. Statul paralel e Dragnea, Vâlcov, Șaide și cu cine mai stau ei de vorbă.
Uitați, și funcționează foarte prost. Aseară, pentru că a mai apărut un personaj politic important zilele acestea în prim plan, am avut un interviu cu fostul noastră partener, domnul Crin Antonescu. Da. Nu știu dacă ține de revenirea domniei sale în zona asta europarlamentară pe care și-o dorește alături de... Din nou în direct, doamnelor și domnilor, alături de mine, fostul lider al PSD, domnul Victor Ponta, acum lider pro-România. V-ați uitat cu interes la ceea ce se întâmplă acum în Partidul Social Democrat. O scrisoare semnată de 3 vicepreședinți care cer demisia lui Dragnea, lucru pe care îl face și dumneavoastră de mai bine de un an și jumătate. Întrebarea mea este, ce estimați că se va întâmpla la CEX vineri? Eu sper pentru binele... în ordinea importanței a României, al Guvernului, al Parlamentului și al PSD, ca vineri să se decidă să se rupă pisica. Pentru că dacă urmează un conflict prelungit în PSD, acest conflict se va duce în Guvern, se va, totuși unul din semnatari viceprim-ministru, nu? Se va duce mai departe în Parlament, unde majoritatea, unde majoritatea este diferită și oricum oamenii din organizațiile care au semnat, au mulți parlamentari, și implicit România nu va mai fi guvernată nici măcar cum e până azi. Nu va mai fi guvernantă ca până așa. Ce vreți să spuneți? Că, de exemplu, citem acum ce declara doamna Alia Olguța Vasilescu, ședința, un lider foarte important al Partidului Social Democrat, cu organizație mare, și spunea, din povestea asta, eu sper să nu pierdem guvernarea. Păi nu se pierde guvernarea dacă înțelegi să vii cu o guvernare bună. Eu sunt convins că... Deci dacă Iohannis nu mai vrea să spună un alt premier, adică dacă dai jos pe Dăncilă sau pleacă ea sau... Nu știu cum se va... Din câte am văzut, cei care au scris scrisoarea n-au propus să fie dată Dăncilă jos, nu? Nu. Păi atunci... Păi ei n-au propus, că e o păcăleală asta. Vai, vedeți, dacă îl dați pe Dragnea, nu e adevărat. Dacă pleacă Dragnea, nu se pierde nicio guvernare. Nu se pierde nici măcar președinția Camerei Deputaților, am arătat. Au 12 voturi de la Pro-România pentru un candidat tot social-democrat la președinția Camerei Deputaților. Povestea că, după mine, dacă împățesc eu ceva, moare PSD-ul, nu a fost adevărată pentru niciun lider al PSD. Se va tranșa, din punctul nostru de vedere, bătălia vineri? Sau... Sper. V-am spus că eu cred că așa e bine. De lungă durată. Dacă e mai lungă, atunci va fi afectat, vom fi afectat toți cei care nu facem parte, nici dumneavoastră, nici eu, din păcate, nu mai fac parte din PSD, și vom plăti toți un preț din ce în ce mai mare. Ce se va întâmpla cu proiectele dacă PSD-ul va continua acest război intern? Proiectele acelea importante pe care le-ați invocat, nu de la pensii niciunul. Până la investiții. Nu se face niciunul, pentru că, așa cum au fost anunțate, au fost anunțate într-un mod propagandistic. E nevoie de cineva care să ia fiecare proiect în parte, de la proiectul pensiilor la autostrăzi, la celelalte, să le prezinte nu ca o chestie ca și când am fi în campanie, hai să păcălim oamenii, ci la modul serios, cu oameni profesioniști care știu să guverneze, să facă lucrurile astea și să fie implementate. De 2 ani de zile nu s-a făcut de fapt nimic. Asta e realitatea. Din toată bătălia aceasta, un mare câștigător ar putea fi domnul Iohannis, pentru că un PSD slăbit sau un PSD aflat în conflict îl ajută pe domnul Iohannis și ajută opoziția, este un calcul politic elementar. Dacă domnul Dragnea spune astăzi, cei care propun lucrurile astea sunt de fapt, sau poate și-l doresc pe domnul Iohannis, își doresc să colaboreze cu DNA-ul, cu Stănescu, cu Țuțuianu, Firea, Neacșu, Bădălău. Asta e paranoia curată. Toți care își permit, dacă eu zic, domne, nu știu, Andreea Crețulescu a făcut ceva rău, mă acuzați imediat că sunt cu statul paralel și cu Iohannis. Eu am candidat contra lui Iohannis. Gabriela Firea a fost purtătoarea mea de cuvânt. La Giurgiu și la Olt am luat cel mai mare număr de voturi. Contra lui Iohannis. Păi dacă spunem că Dragnea a luat o razna și că el trage în jos PSD-ul, înseamnă că suntem cu Iohannis. Din potrivă, ținem cu România, suntem pro-România. Și o ultimă întrebare, domnule Ponta. Cum vedeți dumneavoastră România până în ianuarie, când ar trebui ca stat să ne implicăm în acea președinție rotativă? Depinde totul de vineri. Dacă de vineri cei din CEX se gândesc nu la funcția lor sau la ce primesc, ci se gândesc la ce e bine pentru toată lumea,
vor veni cu altă conducere și după aceea de acolo vom avea un guvern și un parlament de mai bun. De fapt, mai e o întrebare pe care nu vi-am pus-o, foarte importantă. Credeți că va face Dragnea pasul acesta în lateral? Nu. Mulțumesc mult pentru această intervenție din seara asta foarte interesantă. Trebuie să rămâneți pe România TV. Victor Ciutacu este pregătit și el cu multe exclusivități. Bună seara, Victor! Bună seara, Andreea! Bună seara, domnilor și domnilor! Astăzi mi s-a întărit convingerea că nimeni nu poate distruge PSD-ul mai performant decât o face PSD-ul. În această seară, Liviu Dragnea răspunde punctual acuzațiilor. Vom afla împreună care este strategia liderului PSD pentru bătălia de vineri și, nu în ultimul rând, care este adevărata miză, cea reală a puciului din partid. Rămâneți alături de mine, chiar merită.